Bine, v-am găsit. Săptămâna aceasta avem o ediție specială din lanul de lavandă, de la Lavanda Lola, pentru că sunt foarte multe culturi de lavandă și au fost... Oh, Doamne, ce parfum e aici! Am zis că ce ar fi interesant pentru voi de văzut și de învățat decât un buchet de mireasă cu lavandă. Și am pregătit o structură foarte interesantă, am pregătit florile, bineînțeles pe lângă lavandă. Ce este interesant la fel atunci când începem să lucrăm cu florile, când începem să facem design floral și să propunem clienților noștri anumite lucruri, este bine să cunoaștem despre flori. De asta mi-a plăcut foarte mult aici la Lola, în cultura de lavandă, pentru că ei au inclusiv denumirile speciilor de lavandă, pentru că nu este doar o specie de lavandă, am și cules câteva dintre specii, ei parcă au peste 20-30 de specii aici. Ce mi-a plăcut mie și am văzut-o foarte drăguță este această lavandă roz, care este așa gri, are tente de gri, are tente de alb, tente de roz, este de fapt lavandă albă, nu este chiar roz denumită, dar bineînțeles are tente de roz și atunci este lavandă roz din punctul nostru de vedere ca și designer floriști. La fel, una dintre varietățile din care se extrage cea mai puternică aromă de lavandă este lavanda care are foarte mult mentol în ea. Inclusiv aici ei o au în cultură și frunzulițele de lavandă, momentul în care le iei în mână și le freci între degete, au parfumul acela special de lavandă plus mentol. Deci e foarte, foarte, foarte parfumată și din ea se extrage foarte mult ulei de lavandă. Lavanda a fost dintotdeauna folosită, dintotdeauna, din vremuri străvechi, inclusiv în sacrofagele egiptenilor, faraonilor egipteni au fost găsite urme de lavandă și a fost folosit uleiul de lavandă în scopuri medicinale, atât și după aceea în scopuri cosmetice. Bun! Am pregătit astăzi niște flori foarte frumoase, am ales o gamă cromatică exact pe gama cromatică pe care am găsit-o aici în lanul de lavandă și voi folosi tonuri de lila, bineînțeles de lavandă și alb, un picuț de gri, am foarte, foarte multe soiuri interesante de flori pe care le am și toate florile le-am însărmat pentru că unul dintre și a fost poate prima lecție pe care eu am învățat-o despre florile și compoziția și ce înseamnă execuția unui buchet de mireasă a fost că un buchet de mireasă trebuie să fie foarte ușor. Și cum putem să facem lucrul acesta este să avem cunoștințe de însărmare și să însărmăm. Da, într-adevăr, ia mai mult timp, dar din punctul meu de vedere, atunci când noi încasăm ca și designer floriști profesioniști o anumită sumă pentru acel buchet de mireasă, mi se pare că acel buchet de mireasă, nu mi se pare, așa ar trebui să fie, acel buchet de mireasă trebuie să fie efectiv perfect făcut, atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere al florilor, al culorilor, al texturilor și așa mai departe. Ei, în momentul în care știm să alegem cromatica, pentru că un buchet de mireasă nu se face doar atunci când avem florile în față. El se gândește înainte, dacă mai facem și structură pe el, se gândesc materialele, după care se gândește cromatica, după care se iau materialele, se execută structura și mai apoi vine partea florală și mai apoi vine partea de construcție, adică pui florile împreună, pui florile într-un anumit fel.
Dar totul ține de foarte multă pregătire, totul ține de foarte multă tehnică, cum folosim florile, ce facem cu ele ca să reziste, mai ales că afară aici în câmp sunt peste 35 de grade în momentul de față, este foarte cald și eu am hidrangea care rezistă, adică cine ar crede cumva că aceste flori de hidrangea, florete de fapt de hidrangea, nu rezistă și la 35 de grade plus și nu sunt în apă, uite, rezist, adică este o dovadă foarte potrivită pentru a vedea care sunt factorii prin care putem să ajungem la design-uri foarte corect făcute și, bineînțeles, rezultat foarte frumos. Bun, hai să mă apuc de treabă, pentru că abia aștept să văd, să văd buchetul făcut. Sincer, m-am apucat un pic așa înainte acasă să-l fac, dar am zis, hai, mă abțin ca să vă arăt toți pașii. Am folosit lavanda într-un mod diferit, nu doar în buchet așa cum ne așteptăm noi de obicei, ci inclusiv pe structură. Și știți că lavanda se scutură, de aceea am folosit inclusiv florile care se scutură din lavandă și m-am dus cu gândul la, pentru că lavanda ne duce cu gândul la sudul Franței, la Franța, la călduri de vară. Și de multe ori avem levănțică care se scutură după care nu o mai folosim. Ei, această tehnică putem să folosim și cu lavanda care se scutură. M-am dus cu gândul la, asta vă spuneam, m-am dus cu gândul la pictorii impresioniști care foloseau o tehnică numită pointillism, de la punct în franceză, pointillism, în care făceau peisaje foarte frumoase doar din puncte. Ei, în aceeași idee am folosit și eu levănțica, deci ne ajută nu doar să cunoaștem design floral, ci ne ajută să cunoaștem artă și design în general, pentru că ne putem inspira. Bun, hai să mă apuc de treabă. Ia să vedem, avem și un tractor aici ca să fim siguri că suntem bine în câmp și am să merg în continuare cu trandafirii. Se vede bine oare așa, ca să pot să și lucrez la el, sper că se vede ok. Bun, ca să pot și eu să-l văd în momentul în care îl lucrez. Doamne, deci îi așa un parfum de plăcut în perioada asta în care s-a făcut cald și știți că la căldură parfumul florilor este mult mai potențat, dar florile se culeg dimineața de vreme. Ah, ce frumos este aici. Bun, în momentul în care într-adevăr am însărmat florile și le-am teipuit, după aceea buchetul merge mult mai ușor. În felul acesta avem un buchet care rezistă și un buchet care este foarte ușor. La fel, această formă de structură și de buchet am gândit-o intenționat pentru acest loc, pentru că fiind soare și fiind un loc fără prea multă umbră, noi avem aici noroc cu niște caiși, cred că avem lângă noi aici, pentru că au și o livadă cei de la Lavanda Lola și au și o pensiune, deci cei care sunteți din afara Clujului și vreți să veniți să vă relaxați, puteți să veniți, au și pensiune și vă puteți caza aici. Și cum spuneam, în general în aceste câmpuri de lavandă și în perioada verii mai avem nevoie de umbră. Și această umbră putem să o obținem cu o umbrelă. Ei, cum ar fi frumos ca această umbrelă să fie făcută inclusiv cu flori. Deci, nu doar că scopul acestui buchet este să fie foarte frumos, dar ar putea să aibă inclusiv un scop inclusiv de umbrelă după ce este gata. Am mai multe tipuri de... Am mai multe varietăți de trandafiri pe care le-am ales pentru a obține cromatica din acest buchet și am să-l îi grupez.
Foarte frumos. Este o cromatică atât de plăcută, pe lângă faptul că într-adevăr levănțica este parfumată și are un parfum minunat, dar această cromatică îți te calmează și ca și, cum ziceam, te calmează ca și cromatică pe lângă parfum. Și ce frumos arată frunza asta de flebodium în buchet. Aici. Este o cromatică nu folosită chiar atât de des, dar este absolut superbă pentru că scoate foarte bine în evidență lavanda și cum este sezonul lavandei, chiar putem să folosim această cromatică și să creăm ceva deosebit. Și chiar dacă nu aveți foarte multe nunți, pentru că acum evenimentele s-au sistat, pentru că nu sunt foarte multe evenimente și așa mai departe, este un moment propice să le arătați clienților voștri ce puteți face. Și chiar dacă aveți poate puține nunți anul acesta, este un moment extrem, extrem de bun de a face ceva diferit și de a face ceva prin care să ieșiți în evidență pentru clienții voștri. Pentru că, din păcate, mulți dintre floriști am văzut și pe bună dreptate, am văzut foarte dezamăgiți și foarte descumpăniți de faptul că atât de multe evenimente s-au anulat anul acesta, s-au amânat pe anul viitor și fără prea multă vlagă, dar nu este o perioadă de stat pe tânjală, să zic așa, pentru că sunt unii care nu stau pe tânjală și guess what? Ei prind teren, ceea ce fac foarte bine. Este un moment de acțiune. Nu, să nu credeți că este un moment în care să stăm și să dormim. Nu, este un moment de foarte, foarte multă acțiune, în care momentul în care în care momentul, da, câteodată mă și concentrez să vedem ce fac cu floricelele aici. Este un moment în care noi putem să ieșim în evidență și nu doar că să ieșim în evidență de dragul de a ieși în evidență când avem altceva de făcut și că ne lipsește atenția, nu despre asta vorbesc, vorbesc despre faptul că putem să aducem servicii de bună calitate clienților noștri și ei pot să observe lucrul ăsta. Ce frumos arată aici, am nevoie de niște textură. Ia să vedem aici. Da. Și cred că este un moment foarte, foarte bun. Ia uitați-vă ce frumos începe să se aranjeze buchetul și cât de rapid, adică ce a fost mai mult de lucru a fost până acum, momentul în care am însărmat florile, le-am ales, le-am gândit, după care partea de execuție nu este atât de complicată după ce cunoști anumite tehnici, chiar este destul de ușor de a realiza anumite buchete speciale. Nu este pentru toată lumea un astfel de buchet, nu sunt... uite, să punem niște levănțică pe care și pe ea am însărmat-o în buchețele. Nu este pentru toată lumea designul floral, sincer, și cred că foarte multă lume poate să facă treaba asta, cred că foarte multă lume poate să învețe, dar nu este pentru toată lumea. Și spun lucrul ăsta pentru că sunt foarte multe de învățat. Nu este ușor, nu este o meserie ușoară. Cine crede că este o meserie ușoară se înșală. Este o meserie în care sunt multe de făcut, în care avem foarte multe responsabilități. Este o meserie care este solicitantă inclusiv din punct de vedere a fizic, da? Ceea ce trebuie să fii rezistent fizic și să poți să faci față foarte multor
cerințe, dar în primul și în primul rând să țineți minte un lucru. Sunteți designer floriști într-un business. Cine crede că face design floral doar de dragul artei se înșală, pentru că este vorba de un business și trebuie să știi cum să faci în așa fel încât businessul ăsta să funcționeze. Și cum să-l faci să funcționeze bine? Sunt foarte mulți floriști care au o problemă cu vânzarea, adică se simt cumva, simt cumva că pângăresc această artă, pentru că da, este și o artă, și cumva au impresia că e greșit să vândă sau le este frică să vândă sau le este jenă să vândă. Și în momentul în care tu nu ai încredere să-ți vinzi marfa, tu nu ai încredere să vinzi ceea ce creezi, să-ți vinzi creațiile, de ce ar avea încredere cineva să cumpere? Dacă tu nu ai încredere să vinzi ceea ce realizezi. Și un lucru este foarte clar, că sunteți într-o industrie și că este nevoie să știți să faceți marketing, este nevoie să știți să vindeți, este nevoie să știți să faceți design floral, să vă adaptați la trenduri, să vă adaptați la ceea ce vine nou, să vă adaptați la ceea ce este nou pe partea de social media, nu doar pe partea de design floral. Și este foarte important să ținem cont de toate lucrurile astea pentru a putea să ducem arta asta a clienților noștri, pentru că altfel, din păcate, moare acolo unde s-a născut, în atelier. Și văd atât de mulți floriști care se chinuie cu businessul ăsta cu flori și cred că este vina lor, dar nu este vina lor. Doar trebuie să facem anumite lucruri care să ajungă la clienții noștri, să știm cum să ne diferențiem de ceilalți, cum să facem lucrurile updatat la ceea ce avem în media și updatat la trenduri. Deci nu este doar vina voastră, ci trebuie doar să învățați ce este de făcut. Și v-am mai spus, cred că perioada asta este un moment foarte bun pentru cei care vor să intre în piață, dar cu un dar lângă, cu o virgulă. Momentul în care sunt foarte, foarte determinați și au cunoștințe de marketing, au cunoștințe de design, au cunoștințe de floristică, nu oricum. Deci nu este pentru oricine și nu este oricum. Pentru că altfel, din păcate, sunt atât de multe florării care se închid, sunt atât de multe business-uri cu flori care nu rezistă și am spus asta. Pentru că fără noțiuni, fără să știi ce ai de făcut, nu se poate. Și nu doar la noi în domeniul acesta, ci în mult mai multe domenii e același lucru. Ce frumos se potrivește hidrangea asta verde aici, uscată. Ce frumos arată, Doamne. Trebuie să te îndrăgostești de ceea ce faci tu. Nici mie nu-mi place, nu mi-a plăcut, mai ales la început, când simțeam că mai pot să fac, să mai adaug încă, să mai adaug floarea asta, să mai adaug, oare să mai adaug ceva, oare să nu mai adaug ceva. Asta este o problemă pentru foarte mulți floriști care nu știu principiile și elementele designului floral. Momentul în care nu cunoști principiile și elementele designului floral, nu știi ce mai ai de făcut, să mai pun, să nu mai pun, ce-i greșit, ce aș pune în plus, ce aș scoate. De multe ori trebuie să știi și când să te oprești în design, nu doar când să tot adaugi. Și în momentul în care cunoști teoria culorilor, de exemplu, pentru că punem foarte mult accent pe foundation, de mâine începem o nouă grupă de foundation, în momentul în care cunoști teoria culorilor,
știi foarte clar ce merge și cu ce merge. De ce merge un anumit, o anumită culoare în anumit ton și de ce nu merge cu cealaltă. Și atunci nu-ți faci probleme. Când îți cumperi florile de la Angro, de la depozit, sau când le comanzi de pe net, fiecare cum își face aprovizionarea, se știe foarte clar. Ok, asta merge cu asta pentru că. Deci e foarte simplu. În momentul în care nu știm, atunci intervine problema. Oare se potrivește, oare nu se potrivește, oare merge, oare nu merge. Și sincer, nu, povestea aia cu merge tot cu orice și merge totul cu oricum, chiar nu merge. Și văd atât de multe design-uri prost făcute din punct de vedere al cromaticii, unul la mână și doi la mână din punct de vedere tehnic. Hai să zicem că clienții noștri nu cunosc tehnică și n-ar ști decât doar că nu rezistă sau că nu știu de ce nu arată bine, nu e armonios, dar nu prea știu, să zicem, clienții noștri nu știu neapărat dacă e ok sau nu e ok un design. În schimb, dacă vedem un design care nu e armonios, indiferent că cunoaștem teoria culorilor sau nu, vedem foarte clar că e ceva ce nu ne place sau e ceva ce ne place. Ei, ne place sau nu ne place din cauza că sunt respectate acolo niște teorii ale culorilor. Unii o fac conștient, alții o fac cumva nativ, dar sunt foarte, foarte mulți care cred că cunosc nativ, dar designurile nu sunt ceva în mod special. Și asta este din cauza că avem impresia că putem să facem orice, e simplu, mergi, cumperi florile de la Angro și vii și faci un buchet pe care cer câteva sute de lei. Sincer, nu chiar așa stă treaba. Ia, uitați ce frumos arată, floating in the air, niște alium frumos care îmi va oferi mie aici o foarte frumoasă formă, linie de fapt, nu formă. Da, foarte frumos și o să mai pun încă unul ca să fie clar că am intenționat să-l pun pe acela acolo. Minunat. Foarte fain. Bun. Ia să vedem ce mai am eu aici și pot să pun niște gramine. Am niște capsule de mac, da, și intenționez să le pun aici pentru textură. Da, și sună, putem să dansăm samba, mai ales că domnul cu tractorul și-a dat muzică, drumul la muzică. Foarte drăguț, avem acum companie de muzică. Dar poate ar putea să schimbe muzica, dar hai să nu fim chiar așa pretențioase, cu toate că de ce nu? Uite că aș oprit-o. Da, pentru un timp. Bun, să mai pun niște hidrangea. Da, nu muzică, nu manele, vă rugăm. Nu vrem. Ia să văd, uite, asta aici în mijloc. Hidrangea asta în mijloc. Cum ziceam, este un design, un buchet care poate să fie foarte, foarte bine folosit și pe post de umbrelă. Avem întrebări până acum? Ah, ok, avem întrebări. Bună, Andreea, super buchetul, l-a întrebat cu ce material ai acoperit baza. Este un material special pe care îl predăm în foundation, este o hârtie japoneză. Sunt foarte multe design-uri pe care le facem cu acest material. Este o hârtie texturată foarte, foarte frumoasă. Și cum ziceam, pe care ne folosim la diferite tipuri de buchete, este extrem, extrem de ușoară și se pretează foarte bine și la pulverizat, pentru că după ce voi termina acest buchet,
îl voi pulveriza și este important pentru mine ca toate chestiile astea să reziste. Și atunci, inclusiv materialele pe care le aleg, trebuie să fie rezistente sau să găsesc anumite soluții pentru ca ele să fie rezistente. Da. E atât de relaxant aici, când vine efectiv să stau și să fac doar buchetul și să nu spun nimic, e atât de bine, e atât de plăcut afară, mai ales că stăm un pic la umbră. Ce frumos arată și ferigile astea două aici. Și totul este atât de naturel. Ia să vedem. E atât de plăcut. Da, ce frumos arată. Arată minunat. Pare că tot la audio design-ul, dar chiar îmi face plăcere să-l fac și este bine că încă după atâția ani, nu știu cum au trecut atâția ani de când am început designul floral, încă mă mai pasionează și încă mai îmi găsesc resurse. Bună, Andreea, super buchetul! Geta, te pup! Fiindcă ai tot amintit de costul buchetelor, cât ar costa așa un buchet? Da, asta este un joc pe care îl facem în cursul de business. Atunci când avem un buchet, să-i calculăm prețul. Ei, văd foarte des greșeala asta vis-a-vis de preț. Greșeala asta în care ne dăm doar după ochi. Facem costul unui astfel de buchet după ochi. Și costul unui astfel de buchet, nu, nici unui buchet, nu numai că unui astfel de buchet, a niciunui buchet nu se face după ochi. Ce înseamnă treaba asta? Înseamnă că avem de făcut calcule. Și în calculele prețului unui buchet este manopera, sunt materialele și sunt florile. Deci astea sunt trei mari categorii de ingrediente pe care ar trebui să le conțină orice fel de preț. Deci nu facem lucrurile după ureche. Mai văzusem și pe rețelele de florii și pe anumite grupuri de floriști că floriștii întreabă și cam cu cât să dau buchetul ăsta sau un astfel de buchet, cam cu cât îi. Nu este un. Nu suntem la piață aici, adică și nici la piață, că și la piață prețul e preț, dar nu ne dăm așa cu cam cu cât îl dai. Ei, același lucru facem și cu designul floral. Nu este la piață, nu este la după ochi. Deci calculezi cât este manopera, după care calculezi, bineînțeles că o să ziceți, a, da, manopera nu se plătește în România, a, da, nu, ba da, se plătește în România pentru că sunt designer, acei designer la care vă uitați de multe ori că vând lucrurile prea scump, nu, ei își calculează foarte bine lucrurile în așa fel încât să aibă și un profit și nu este rău să aveți profit pentru că este un business și da, puteți să faceți lucrurile din plăcere, să știți că sunt business-uri care sunt făcute și din plăcere, cum este business-ul cu flori și pe care unii îl fac și cu plăcere, dar îl fac și să fie profitabil și nu consider rău nimic în treaba asta, pentru că atunci când dăruim ceva, este normal și să primim ceva înapoi și să facem lucrurile în așa fel încât să fie în regulă și pentru voi, pentru că aveți de crescut copii, aveți familii de întreținut, aveți voi nevoile voastre și este normal să puteți să aveți o recompensă pentru ceea ce creați. Chiar am primit o carte genială, vă recomand tuturor, se numește Dacă ești deștept, de ce nu ești și fericit? Nu că aș fi nefericită, dar sunt niște principii geniale în cartea respectivă, printre care unul dintre aceste principii pentru a fi fericit este să dăruiești. Dar atrage foarte frumos atenția și mă bucur că am intuit treaba asta de mai multă vreme.
atrage atenția la a dărui. Adică poți să dăruiești foarte mult, sunt o persoană care dăruiesc foarte mult, inclusiv aceste live-uri sunt adevărate lecții de design floral pe care le fac gratuit. Spune foarte clar că sunt mai multe, sunt două tipuri de a dărui, sunt două categorii de oameni care dăruiesc. Sunt aceia care se epuizează și care dau fără a se gândi, fără a gândi un picuț lucrurile și sunt cei care fac, sunt cei care dăruiesc isteți. Și mi-a trezit așa un semn de întrebare ce înseamnă să dăruiești isteți, înseamnă să știi când să te oprești, înseamnă să știi să ceri, să ceri ajutorul, să ceri inclusiv recompense financiare pentru munca ta, înseamnă să faci lucrurile în așa fel încât să te umpli și tu de anumită recompensă, fie că este o recompensă verbală, fie că este o recompensă sub o anumită formă, trebuie să existe o recompensă. Și în momentul în care poate nu neapărat o recompensă financiară sau neapărat că aștepți ceva când dăruiești, nu la asta se referă, ci o recompensă în așa fel încât tu să nu îți să nu ajungi la epuizare, mai ales că săptămâna trecută am vorbit cu Loredana, invitata psihoterapeut pe care am avut-o în emisiunea trecută, în care vorbea efectiv despre epuizare. Și să nu ajungem la epuizare. Și din păcate sunt atât de mulți floriști care ajung la epuizare, care nu se știu vinde, care nu se știu valorifica și ajung în stadii în care nu mai își doresc, se adună frustrare și e normal să se adune frustrare în momentul în care tot vezi că faci, faci, faci și parcă clienții nu apreciază, parcă clienții nu plătesc și așa mai departe. Dacă noi nu ne apreciem, guess what? Cine să ne aprecieze? Ia uitați ce frumos se formează buchetul și cât este de ușor la cât de multe flori am în el. Ia să mai pun câteva firicele de levănțică pentru că suntem în lanul de levănțică. Ați văzut ce am făcut cu lavanda? Nu am pus-o doar individual, am făcut mini buchetele pe care le-am însărmat și le introduc în buchet. Și le aduc la diferite înălțimi pentru a crea ritm. Ritmul este un alt element din principiile și elementele designului floral pe care noi le predăm pe care le predau în Foundation in Floral Design. Și m-am bucurat foarte mult că fetele care tocmai acum au finalizat au înțeles ce foarte bine aceste principii, pentru că ele sunt de fapt baza noastră, a meseriei acesteia și avem nevoie să știm cum să facem lucrurile, pentru că până la urmă, inclusiv vânzarea, nu prea avem cum să facem dacă nu avem încredere în ceea ce facem și în munca noastră. Deci, inclusiv businessul nostru este legat oarecum indirect de aceste principii și elemente ale designului floral, pentru că ele ne dau foarte mare încredere și, bineînțeles, tehnică, 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 tehnică. Ele ne dau, de fapt, foarte, foarte mare încredere că știm ce avem de făcut. Și atunci, în momentul în care știi ce ai de făcut, ai încredere că poți să faci buchetul respectiv, că poți să faci designul respectiv, că poți să faci nunta respectivă, ceea ce asta își doresc, că miresele și mirii își doresc să aibă cineva de încredere căruia să le mâneze acea zi specială din viața lor. Păi eu cred că ar cam trebui să mă opresc apropo de momentul acela în care trebuie să zici ho și să zici ho. Uite, aici am să pun această minunată roză, acest minunat trandafir de grădină, care da, este mai sensibil și îl puneți doar în ultimul momentel. Dar merită să fie acolo. Ia uitați ce frumos arată.
Și ce fac eu acum? Îl pulverizez bine și ar putea să meargă la rece și să-l livrez mâine. Fără nicio problemă. Dacă cumva în dimineața anunții mai există, nu știu, o floare, poate trandafirul de grădină care un pic și-a lăsat capul sau așa, pot foarte bine să locuiesc și nu am nici o problemă. Restul sunt toate la locul lor. Sunt... îmi place așa de mult hidrangea asta că parcă îmi tot vine să o mai adaug aici, dar cred că, cum spuneam, trebuie să mă opresc. Pentru că nici nu vreau să fac, adică florile trebuie să aibă fiecare locul lor și nici nu vreau să fac overlapping, să pun prea multe flori și să fie unele peste altele și să se acopere. Vreau ca florile să aibă locul lor și uitați ce frumos se vede. Să se vadă fiecare dintre ele. Ce fac acum? Am să dau cu un pic de tape, să tai hârtia asta de jos. Am să-l tapuiesc și după aceea, bineînțeles, putem să punem și panglică sau orice altceva. Este, cum spuneam, un buchet în care am folosit lavandă, este un buchet pe structură, un buchet în care am gândit ce flori urmează să fie, cum să fie așezate, ce cromatică. Și urmează să facem niște poze foarte frumoase în contrast cu movul de la lavandă și sper că v-a dat o inspirație pentru ce puteți să faceți în perioada asta cu lavanda. Fetele cu care ne întâlnim la Foundation mâine, ne vedem toate împreună în grup și abia aștept să încep. Pentru cele care încă vă mai vreți să vă mai înscrieți, astăzi este ultima zi, în mod normal am încheiat aseară înscrierile, au fost ofertele până aseară, dar cine se mai înscrie astăzi poate să intre pentru că mâine începem. Așa că vă doresc multă, multă inspirație. Cum ziceam, dacă v-a inspirat acest buchet, puteți să dați like și să dați share aceste emisiuni pentru clienții voștri să poată să se educe și să vină să vă ceară astfel de buchete gândite și bine lucrate. Vă doresc să aveți o săptămână, pentru că încă nu este weekend, încă este miercuri, și să aveți o săptămână care să fie foarte, foarte creativă și trebuie să dați drumul, adică nu vă mai nu vă opriți, chiar dacă senzația este că multă lume acum stă degeaba sau se gândește sau nu are de lucru, este cel mai bun moment de acțiune. Este un moment în care să învățați, este un moment în care să veniți cu ceva nou, este un moment în care să vedeți cum puteți să vă serviți clienții cel mai bine, mai ales că acum sunt câteva nunți și nu vă bateți capul prea mult cu ele. Puteți să puneți exact super multe detalii și multă atenție în detaliu pe care anul viitor sau alții ani înainte nu ați putut să o faceți pentru că au fost multe nunți, ați avut foarte mult de lucru și a fost totul pe rulaj, grămadă, fugă, fugă, fugă. Ei, acum este un moment în care să puteți să faceți lucrurile altfel, să vă reinventați, să vă resetați și să nu vă pierdeți, adică nu vă pierdeți, chiar dacă perioada asta, să zicem că nu este o perioadă super prielnică pentru mulți. Am avut câteva discuții cu floriști din mai multe părți ale țării cărora le merge foarte bine și m-am bucurat să aud asta, pentru că sunt floriști care au lucrat foarte mult pe partea de branding, au lucrat foarte mult pe educația lor și în momentul de față se văd și recompensele. Dacă sunt foarte mulți pe de altă parte care închid florării, asta este. Și am spus lucrul ăsta în pandemie și după pandemie și în criza asta, am spus foarte clar că vor fi trei categorii de floriști. Floriști care sunt foarte buni la ceea ce fac și vor rezista, vor ieși în față. Sunt floriști care vor ieși din piață, adică vor închide, și sunt floriști care vor veni noi și care vor avea un loc
și un cuvânt de spus. Deci sunt trei categorii și mi se confirmă pe zi ce trece aceste trei categorii, pentru că văd de ani de zile, deja de 8 ani de când am început floristic, arci, cursurile și tot acest un parcurs al meu în educație, mi-am dat seama că acestea sunt niște valori după care ne ghidăm, valori de care suntem, cum să zic, de foarte multe ori trecem peste ele, adică, a, bine, ce să mai învăț, ceva nou, hai că clienții îmi vin. Da, vin până la un moment dat când văd ceva nou în altă parte și se duc în altă parte. Deci lucrurile nu merg dacă noi nu evoluăm și dacă noi nu mergem mai departe pentru clienții noștri. Bun, vă urasem deja o săptămână cât mai creativă, dar mi-a venit acum ideile astea și am zis că vi le împărtășesc. V-am pupat. Și așa cum ziceam, să aveți o săptămână creativă și relaxantă. Veniți la festivalul LOL aici, festivalul Lavandei. Am să pun și un link să vă relaxați. Până atunci cred că va înflori toată cultura de lavandă, că acum este înflorită doar jumătate, prima jumătate, dar cea din spatele meu este neînflorită, deci până în weekend va înflori lavanda dacă este în continuare cald. V-am pupat!